Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Culart. În această seară o să facem o excursie împreună, dragi prieteni, și nu orice fel de excursie, ci o excursie prin lumea muzicii bune, lumea unui bun chitarist, unui virtuos al chitarii, un compozitor foarte bun și un nume, dacă stăm să ne gândim, în muzica românească, așa cum o știam noi de mult. Am să-i spun bună seara lui Victor Solomon. Bună seara și mulțumesc pentru prezentarea asta. Așa, de obicei sunt crescut în perioada cireșarii. Da, și da, 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 fost da. Învățat să explorez peșteri sau știu, să merg în expediții, dar să-mi iau insigna de patriot. Păi, ai o insignă acum de, să spunem așa, cum spuneam și mai devreme, de un foarte bun chitarist și un compozitor și un orchestrator bun. Mie mi-a plăcut foarte mult să colaborez cu diferiți artiști din toată paleta asta muzicii românești. Fie că este mai comercială, mai puțin comercială, mai etnoceltic, mai heavy metal. Am încercat să combin o grămadă de stiluri, tocmai în ideea de a explora. Și de a experimenta până la urmă. Da, am ajuns la vreo 70-80 de discuri până acum. Super frumos. Sper să bat 100. Doamne ajută, să te ajute Dumnezeu să o faci până la urmă, că despre asta e vorba, că un artist, așa cum ești tu și cum sunt mulți din generația ta, din gașca pe care ați avut-o voi, până la urmă din asta vă hrăniți, din muzica pe care o faceți și din faptul că ceea ce faceți, faceți bine. Da, e interesant că m-a invitat, pentru că eu nu fac parte din tagma oamenilor care să fie la vedere. Mi-a plăcut întotdeauna să stau pe banca din spate, undeva să chibușăresc pe acolo sau să chibițesc. Și pe de altă parte să pun umărul în, cum spuneam, diferite proiecte. De exemplu, nu știu dacă știi, Totul va fi bine, trupa Haiku, riff de chitară, da, care la un dat a ajuns și generic pe la o televiziune. În fine, cu Haiku am colaborat de când se încălțau invers. Deci știu, de când erau mici, stăteam în Brașov. Eu cântam atunci acum, cu o trupă de rock în Brașov, cu Conexiuni. Cei altă care trupă. Știu, tu mai rămâi da, puțin, da, da, trupă. Știu despre ce vorbesc. Perioada aia lucram și le făceam și lor primul disc trupei Haiku. Care, mă rog, abia învățau să cânte, deci a fost și iată așa, că până la urmă Haiku ăsta cu care copiii ăștia de la Haiku cu care ai lucrat au ajuns la un moment dat să fie chiar populari în aproape toate discurile le-a exact. Lucrat cu mine, unul chiar am avut plăcerea alături de George Nemeznic, un bun sunetist de la noi, să-l producem, deci efectiv să facem noi producția de disc. Și a avut un mare succes până la urmă. Da, este un album acustic, ceea ce era puțin atipic pentru Haiku, cu chitară rece, toate piesele, inclusiv Ragna, Gașca mea, nu știu toate ce. Toate refăcute și toate refăcute Unplugged. Și făcute în zona Unplugged. Ei, de altfel, erau foarte mândri că era o producție culturală. Deja ieșeau din nișa aia de guac, discotecă, comerț, nu știu ce. De mercantil. Și era un produs cultural. Păi da, pentru că aici, apropo de ce spuneai mai devreme și ce am spus și eu, s-a văzut amprenta voastră, a ta și a lui George. Bine, altfel băieții sunt oameni, sunt foarte respectuoși. Și au apreciat întotdeauna când cineva de din afară merg și ajută, efectiv. Deci au considerat că îi ajută, nu că îi trage ei ne ajută pe noi sau știu eu ce ne face vreun serviciu, din contră. Și au mai fost cazuri la Ozon, unde am mai colaborat, zic de cele comerciale, da, așa. Am lucrat și cu Simplu, cu un album întreg. Am lucrat mult și cu Marius Moga la Pin Primări. Pe care îl salutăm cu ocazia asta. Și, bineînțeles, și alte proiecte, genul blues. Uite aici vreau să ne oprim puțin, pentru că vorbeam chiar înainte de a face interviu de nișa asta, că e o nișă de muzică în general. Absolut. Unde crezi că, la nivel, că e important lucrul ăsta și în contextul actual al României, din punctul ăsta de vedere, unde crezi că a ajuns bluzul în momentul ăsta? E undeva sus sau este undeva la nivelul anilor 60 sau este mai jos sau mai sus de anii aia? Nu cred că se poate face astfel de comparație. Anii 60 sunt anii 60. Te-am provocat. Da. Anii 60 sunt anii 60, anii 2019 sunt anii 2019. Asta e categoric. Cert este că a avut loc în România o perioadă în care, mă rog, oamenii
Inițial, după Revoluție, nu mai vreau să audă de muzică românească, vreau să audă numai de afară, treaba a durat până 90 ceva. Eu, ca trupă de rock, Conexiuni, de exemplu, 93, am scos primul disc într-un climat în care s-a ascultat foarte multă muzică thrash metal. Noi eram considerați o trupă de disco, acum am fi considerați o trupă de heavy metal. Adică, erau niște... până la urmă, s-au făcut, s-au așezat pe real. Fix același lucru se întâmpla și cu bluesul. Erau festivalurile celebre de jazz de la Sibiu, da, de la Brașov. O perioadă de timp, vreo 3-4 ani, au încetat să existe. Deci n-au mai, oamenii n-au mai avut interes. N-au mai avut interes. Și toți erau orientați către muzică de dincolo, o absorbție, pentru că am avut perioada comunistă în care... Exact, care n-aveam nimic și ascultam supernă. Doar piesele românești. Și automat... după 96, 97, 98, odată cu apariția, culmea, a unor trupe ca Trei Sud-Est, comerciale, nu știu, Andres, sau știu ce alte bubblegum-uri de gen, exact. A început să revină și partea muzicală, să zicem, rock, și partea muzicală mai nișată. Și publicul, după anii 2000, a început, într-un fel, să se nișeze. Și să se echilibreze lucrurile până la urmă. Sigur că majoritatea rămâne mainstream-ul. Deci clar. Publicul, noi în 2000, ce am făcut? Am făcut Boschito. În care, mă rog, am cântat în Boschito până în 2005. Și atunci am mers clar cu o variantă comercială, inițial, prelucrând pe Pita de Mallorca, cântec de altfel celebru mexican, împrumutat deci de la Los Paraguayos, Luis Alberto del Paranea, Los Paraguayos erau ascultați de părinții mei. E, noi n-am făcut decât să preluăm, actualizăm. Radu i-a făcut un text, l-a adaptat pentru comercial. Pentru comercial. Și așa a avut succes. Și am scos. După aia ne-am permis să mai facem și o piesă, de exemplu, să punem într-un album Două Mâini, să compun, de exemplu, o piesă care se cheamă Copilul din pădurea de fagi, care este senzațională, după părerea mea. Așa este. Așa este. Și cu un text iară făcut de Radu foarte bun și pe măsură și deja să ne desprindem din nișa comercialului și mercantilului. Să mergem în zona mai culturală, mai finuță. Dar în timpul ăsta apăreau și nișele. O astfel de nișă este cea actuală, zic eu, în România, a bluzului. Da. Și dincolo de trupe de bluz, că sunt o grămadă care cântă cam, sau se învârt cam în jurul aceluiași repertoriu, doar pentru faptul că tot din punct de vedere comercial alea se caută și sunt cunoscute, da. E, am văzut, de exemplu, cu Ceața Blu, este trupa unde colaborez cu niște tineri de 60, trecut de 60 de ani. Eu sunt cel mai în vârstă. Acolo mergem pe Fogerty, de exemplu, nu pe Creedence neapărat, da, pe da, da. Piesă compusă de Fogerty, pe Allman Brothers. Pe Allman Brothers, Fogerty, sunt mulți mai mulți pe care toată lumea chiar nu-i știe și atunci e bine că îi aduceți. Aici vreau să ajung, că unii știu. De exemplu, am fost anul trecut la un festival absolut senzațional lângă Vâlcea, la Brezoi, se cheamă Brezoi Open Air. Festival internațional în care au fost invitați, gândește-te că anul ăsta o să vină Beth Hart. Deci o să fie foarte bine și tare m-aș bucura să intrăm iarăși într-o zi. Da, și să ne întâlnim, pentru că acolo se întâmplă și o mare prietenie între e vorba de acea emulație și de acea chimie între oamenii de acolo. Într-adevăr, folosești sunete, eu ca și chitarist la un blues trebuie să folosesc un Marshall, cum vedem în spate aici. Da. Deci un G, nu știu, 50, 90 sau știu, un sunet care să fie aproape de anii 60, 70, mă rog. Pentru că altfel nu poți să te duci și cu un mega procesor, să-l pui direct în linie. Da, cu un sintetizer sau cu o chestie de genul ăsta, și să dai așa în el. Adică trebuie să păstrezi totuși praful. Dar publicul rămâne o, cum să zic, din punctul meu de vedere, o eternă schimbare și căutare totuși în condițiile și în contextul în care lumea merge acum mai mult spre acultural la nivel global. Da, nu l-am inventat noi. Vorbeam mai devreme că nu românii au inventat playback-ul, nemții l-au inventat și lucrurile astea au fost dictate din afară și toată lumea le-a luat ca și cum ar fi de bune. Noi le-am preluat când ne-a venit sorocul. Până în 89 nu eram societatea de consum. Făceam epocă măiastră industrială, care era săraca mai steaua ei, dar noi ziceam că e a noastră. Și acum sunt o grămadă de nostalgici care zic, mă, ce aveam? Da, domnule, aveam, dar pentru ce?
Adică, bine, acum am definit, iar mai, în partea altă ne-am dus. Ne-am dus în extrema cealaltă. De consum, puțin așa, interese financiare imediate. Mercantilizat totul. Care nu prea sunt cușer, cum ar zice. Vreau să ne întoarcem puțin la tine acum, Victor, și vreau să-mi spui un lucru. Când ți-ai dat seama că toată povestea asta de care am discutat acum referitor la tine este ceea ce îți dorești să faci? Când ți-ai dat tu seama că această chitară pe care tu o ții în mână și tot ce crezi tu este ceea ce te definește ca și om? Păi, hai să zicem că totul pleacă la un dat din întâmplare. Deci, te întâlnești la școală. Mm-hmm. Acum o să spun niște părți bune din epoca de aur. Da, te rog. Noi la școală aveam formație la 14 ani, eram în clasa 9-a, mă rog, și făceam repetiții în laboratorul de chimie. Școala din Slănic, Prahova, eu de acolo sunt. Noi făcusem o formație pentru că ne plăcea Purple, Kiss, ACDC. Exact ce vorbeam noi mai devreme. Și trupele generației, mă rog. Și școala avea stație, bine, erau amplificatoarele alea, Doina. Cu forțași pe lămpi, adică oricum, aveam chitări electrice, aveam sedătobe. Și o profesoară de fizică, dacă nu mă înșel, da, în laboratorul de fizică. După aia ne-am mutat la sala de sport, că făceam prea mare gălăgie. Prea mare gălăgie, da. Și o profesoară care, pur și simplu, care îi plăcea muzica. Și ne lăsa acolo. Bine, nu cântam noi mare lucru. Că n-aveți de unde să știți ce să cântați. Și bineînțeles, era boala cenaclurilor, toată gașca, ne-am făcut cenaclu, noi fiind generația, cum am zis, cireșarii, cinci mijloci campanii, eram de ăștia, vroiam tot timpul să facem ca gașca, să ne comportăm gen Grigore Băjenaru. Am avut noroc de câteva cenacluri literare care se țineau în mină, în Slănic, Prahova, și acolo venea Ion Băieșu, Fănuș Neagu, l-am prins nu chiar în ultima perioadă pe Nichita Stănescu și eu cântam pe trei corzi Stairway to Heaven, ei arădeau de nu mai puteau de mine și recitau și la urmă, mă rog, taică mi era pe vremea aia, era un soi de lider sindical, dar avea un frate în America, era destul de urmărit, ăștia începeau să înjure cuplul prezidențial în mină la 220 de metri sub pământ. Și ca să nu-i spun, îmi dădeau niște țuică, să fie bine. Și așa, să-ți închidă gura. Treptat, din joacă, normal, că ajungi la un moment dat în care zici, băi, dar eu ce vreau să fac? Și am ajuns la concluzia că vreau să fac muzică. Acum, unde vreau să fac muzică? Bine, au urmat. Cântarea mea, României, locul întâi pe țară, bla, blauri, blauri, blauri. Dar după asta a venit Revoluția. Și în momentul 2, eu terminând atunci armata, am zis, domnule, ce facultate fac? Și bineînțeles că 90, am zis, gata. La conservator nu vreau să dau, pentru că știam, și eu vroiam atunci, o clasă de rock. Cum auzisem că deja era la Moscova, chiar și Chișinoul avea. Da. Numai România, nu. Și mi se pare că nici ziua de azi nu are este conservator. Ăla are o clasă de jazz la Mircea Tiberian, dacă nu mă înșel. Păi e singura clasă... Și în 90, 91, deja intrasem în trupa Conexiuni, aveam câteva festivaluri de rock, am făcut o casetă video și am dat, mă rog, am convins pe mine că eu trebuie să dau la facultate unde? La Musician Institute în Hollywood. Și am trimis o casetă video și am primit scrisoarea acasă, bineînțeles că m-au acceptat, costa $17,000 cu tot cu campus pe an, deci trebuia ca ai mei să-și vândă casa de 17 ori, probabil, ceva de ce? Pe an. Adică să ia înapoi să vândă, să ia înapoi să vândă. Tu n-ai ce să faci, acolo nu trebuie. Și bineînțeles că atunci era un salariu, nici $100 nu era în România, în 91-92. Și bineînțeles că am renunțat, am zis, dacă nu, nici măcar nu mai dau la facultate, în schimb am mers înainte și am început să... Să te perfecționezi. Mă rog, în trupa Conexiuni. Am făcut 4 discuri în 10 ani cât am stat acolo și alte colaborări, gen cu Grup 74, Albiter Blues Company, tot așa, deci cochetam cu bluzul. A apărut să răștește amici de care spuneam mai devreme și încet, încet, când a intrat într-un malaxuri de genul, nu prea mai poți să ieși, în special, de exemplu, perioada Boschito, când aveam 4-5 spectacole pe săptămână. Eu nu mai știam unde stau. În 2000 ne-am mutat
cu forța în București, pentru că făceam naveta din Brașov. Da, și făceați foarte mult. Și costa mai mult să dăm banii pe tren decât să faceți cu chirie aici. Și atunci ne-am mutat. Mm-hmm. Forțat. Nici nu știam. Deci eu Bucureștiul l-am cunoscut mult mai târziu. Am înțeles. Și cum a fost experiența americană? Apropo de Boschito. În America, da, am ajuns în 2005, am stat 4 luni. M-am cam prins că e cam greu să faci acolo ceea ce de vedere muzical. Mm-hmm. Dacă nu faci și niște compromisuri sau să ai un noroc ieșit din comun. Dar ce se întâmplă în Hollywood? Toată lumea râde când își dansează, mai abitir ca în România. Mm-hmm. Deci orice ospătar e ba actor, ba cântăreț, ba, nu știu, dansator în industria cinematografică, ba scenarist, ba de... Toată lumea vine pentru același lucru în Hollywood, în Los Angeles. Da, cel puțin în zona respectivă, în Los Angeles. Atunci, este foarte greu dacă nu ai nicio susținere financiară uriașă. Dar pot și aici să spun că au fost oameni cu susținere și care au venit cu niște bani. Uite, de exemplu, Dan Bălan îmi vine în minte, mm-hmm, acum, care a încercat un album rock în America, a investit ceva bani. Bani, știu, da. Și n-a ieșit. Din păcate. Cu rock-ul. Adică omul a vrut el, până la urmă, a zis, domnule, vreau rock îmi place, rock îmi place. Și a avut, din piesa aia a scos câteva milioane bune. Mm-hmm. Dar a investit păcate, vreo două. Da, dar din păcate nu i-a ieșit pasență. Sunt alții care au pur și simplu noroc, care se duc, de exemplu, s-a dus Johnny Depp. Mm-hmm. El a vrut să cânte în trupă, s-a dus cu o formație și până la urmă l-au făcut actor. Și a ajuns unul dintre cei mai importanți actori în momentului, da, la Hollywood. Și abia acum așa mai făcut și el. Și a adus aminte, de fapt. Sau Keanu Reeves, la fel. Mm-hmm. Deci, lucrurile astea, bine, plus că trebuie să ai un statut, trebuie să ai un tip de cetățenie. Noi acolo ne-am dus ca turiști. Singura mea oportunitate pe care am avut-o în 4 luni de zile, m-am dus la Guitar Center, mm-hmm, în LA, am cântat la chitară și au venit niște copii cu părinții și am zis, eu vreau stația asta pe care cântă nenea. Și atunci am vândut-o, ăia au venit automat, cei care vindeau, tu cine ești, că ne-ai vândut nouă stație, noi fiind vânzătorii, de fapt, și ei cântau foarte bine la chitară, deci nu era o problemă, dar cum ai reușit tu, care ești customer, să vinzi o stație? O stație, da. Și ce te invită șeful până sus. Șeful fiind prieten cu Steve Vai, cu Satriani, cu toți chitariștii, pentru că acolo toți vin și își pun, deci la Kodak Theater, își pun mâinile, actorii și picioarele, da, și nu știu ce, se semnează. La Guitar Center, toți chitariștii, Van Halen, deci Sardina, toată lumea. Și vine, mă rog, hai că te cheamă șeful. Și ăla zice, domnule, mi-ai vândut o stație, nu vrei să te angajezi? Am făcut ochii mari, zic, gata, mă angajez. Zice, bine, zic, stai că am vize de turist. Oh, ce pleacă de aici. Păi da, din păcate. Te poate angaja, pentru că... Da, n-ai cum trebuie să ai acel... Ca să-ți faci schimb de vize, să te duci în zona de la, mă rog, vize de turist, să-ți schimbe în vize pe 3 de muncă, pe urmă să-ți obții și un green card. E durează. Ca să poți avea un drept de muncă, numai, deci durează. Și costă, în primul rând. Acolo orice costă, orice avocat, și costă vreo 12-13 mii. Da, și la momentul ăla, din păcate, nu ieri nevei. Da, eu trebuia să investească în mine și automat niște salarii oricum se duceau ca înapoi, să-și recupereze exact, banii exact. Și tot așa. Și când te-ai întors în România, ce ai făcut? M-am întors în România, am stat o perioadă de câteva luni iară și cu trupa Conexiuni am avut un proiect cu Tica Alexe, care a fost solist vocal la Sphinx. Mhm. Sfera, am scos un disc și după aia am făcut trupa Bandidos, pentru că, mă rog, Boschito era oricum reținut la OSIM, la, da, Oficiul de Invenții și Mărci de Radu Almășan, dar el a rămas în America și am zis, domnule, oare era o stradă bună pe care puteai să mergi și puteai să faci oamenii lucruri. O cereau, că nu mai era. Și hai să facem un proiect nou, să se numească Bandidos, să fie oarecum pe aceea stradă. Și am scos 2 discuri, unul produs de Media Pro Music, cu o piesă mai cunoscută, Nu-mi dai scăpare, și al doilea disc, am vrut eu să-l duc mai în social, mai ușor politic, se cheamă Tristan fără soldă. A fost produs de o casă de discuri mai puțin cunoscută. În schimb, am avut un partener foarte bun în media, care... și sponsori, pe lângă asta. Și într-o zi am dat în București 45.000 de discuri gratis. A durat și proiectul Bandidos vreo 8 ani.
după aia, sigur că fiecare a dorit să-și mai facă și alte proiecte și am zis, ia, să mai punem armele jos. Să te mai liniștești. Și eu m-am orientat mult în zona de studio și compoziție. Și asta faci acum? În mare parte, da. Nu știu dacă am voie să spun numele studioului. Poți să-l spui, că nu. Da, mă rog, Blue Studio se cheamă, este un studio foarte dotat. Eu îl numesc butic de creație. E frumos. De ce? Pentru că nu imprim tobe cu toboșar, ci prefer să le scriu eu. Da, da, da. Dar altfel sunt câteva colaborări. Fac o piesă pentru soții Dichisteanu. Frumos. Abia aștept să fie gata, să o asculte lumea. Este, dacă vrei, într-o zonă unde eu n-am mai lucrat, pentru că n-am scris niciodată muzică ușoară românească. Aia pe care aia clasică românească. Și iarăși găsesc un revival și în partea asta, pentru că uneori mai cânt cu o trupă de evenimente, la diferite evenimente, unele private, altele, mă rog, mai puțin private. Și observ că foarte mulți oameni ies la dans pe muzica aia. Pe genul ăsta de muzică. Da. Și da. Cântăm, deci dacă stau să-și de repertoriu, cântăm și Pink, cântăm și muzică extrem de actuală și foarte difuzată pe posturile de radio. Pe posturile de radio, care din punct de vedere al impactului la oameni și la dansului sau, mă rog, și al mediei generalizate de vârstă, inclusiv puștani. Și asta mă miră. Asta nu indică decât că și aici se mai poate face ceva și se mai poate aduce înapoi în față, în actualitate. Mă rog, generația de aur a muzicii ușoare începe din ce în ce să mai se pună armele. Exact, să mai... exact. Să mai dispară câte unul da, din peisaj. Da, uite, vezi, apare un Fuego, de exemplu. Bine, lumea râde cu mamă bradă, nu știu ce. Ok, dar dacă te uiți la nișa lui, și bine la cei care le ascultă. Da, da, da. Păi aia sunt. Și sunt destui. Poți să-i judeci. Și sunt destui. Sunt mulți care îi judecă. Bine, noi avem și stilul ăla de a judeca. Așa este. Ce e, bă, cu bătrânul ăla? Mai cântă? N-a murit? Adică... Așa e, așa este. Victor, uite, ne apropiem de final. Eu îți mulțumesc foarte tare că am vorbit despre lucrurile astea. Vreau să te rog să transmiți un mesaj celor care se uită la noi în această seară, în emisiunea asta. Din punctul tău de vedere, ce ar trebui să facă ai noștri românași ca să nu-și uite cultura? În primul rând, mie mi se pare sugestiv titlul emisiunii. Adică fiți și cool, dar fiți și art. E foarte important. Asta le transmit. Mulțumesc mult, Victor. Drag. Multă sănătate și să ne auzim la multe compoziții cât mai bune. Să dea Dumnezeu. Rock on. Așa este. Dragi telespectatori, relaxant, între prieteni, discutăm despre lucruri, ca de obicei. Iar pe voi vă invit să-i căutați compozițiile, să ascultați Bandidos, de exemplu, să ascultați, să vă aduceți aminte de piesele vechi pe care Victor și cu Radu vi le aduceau vouă cu cei de la Boschito. Și să nu uitați că muzica, până la urmă, este un medicament pentru suflet și contează.